Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un nou infovideo, de această dată foarte important. După cum ați văzut și în titlul clipului, The Sims 4 va fi gratuit pentru toată lumea, deci veți putea juca jocul de bază fără să plătiți. Eu zic că este o mutare destul de interesantă și la care eu unul nu mă așteptam, însă, înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles un comentariu cu părerea voastră vis-a-vis de această mutare pe care EA o face și de ce credeți voi că jocul de bază The Sims 4 va fi gratuit, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Dacă ne uităm pe Origin și căutăm jocul The Sims 4, vedem o informare care ne anunță că putem juca jocul gratuit începând cu data de 18 octombrie, deci 33 de zile ne-au mai rămas până la acea dată, așa că cei care nu aveți jocul original și vreți să-l instalați, veți putea face acest lucru, iar începând cu data de 18 octombrie, veți putea juca gratuit jocul exact cum v-am zis. Eu mă bucur că într-un final măcar jocul de bază este accesibil pentru toată lumea, așa că așa vei ști cu siguranță dacă merită să achiziționezi restul de DLC-uri. Foarte important, doar jocul de bază va fi gratuit. Dacă vrei să jucați și cu DLC-uri, acestea trebuie cumpărate în continuare. Cam acestea sunt informațiile pe care le am în acest moment și sper să fie o veste bună pentru cei care își doresc să joace acest joc, însă nu aveau posibilitatea materială de a-l cumpăra. Vă mulțumesc celor care au stat până la final. Bineînțeles, nu uitați de like. Acesta mă ajută să apar în recomandările YouTube, la fel și comentariile. Iar eu vă doresc o zi faină. Ciao!